Suntem la 13-a ediție a Bienalei Naționale de Artă Plastică la Scărvorel. Îmi revine ca gazdă și parte din cei care au organizat evenimentul, datoria să prezint colegii mei de muncă pentru a desfășura în bune condiții Bienala și toți cei care au organizat, inclusiv membrii juriului Bienalei. Din partea complexului muzeal participă domnul director adjunct Dorin Nicola. O să-i numesc în ordinea în care stau în fața dumneavoastră, președintele juriului Bienalei, domnul Valentin Ciucă, șefa de secție istorie artă de la Complexul Muzeal Județean Neamț, doamna Mihaela Verzea, domnul Lucian Strochi, critic de artă, membru al juriului, doamna Maria Huminiuc, organizatoare și vicepreședinta Fundației Vorel, domnul Ștefan Potop, președintele filialei Uniunii Artiștilor Plastici din România, doamna Ionescu, președinta Fundației Vorel. Pentru a intra direct în subiectul serii de astăzi, eu o să dau cuvântul doamnei Mihaela Verzea, care va vorbi din partea Complexului Muzeal Județean Neamț. Vă mulțumesc! Este o mare bucurie pentru mine să particip la deschiderea acestei manifestări artistice de anvergură națională. Este lăudabilă reușita Fundației Vorel, care pe parcursul anilor asigură continuitatea acestei manifestări artistice de excepție, așa cum a definit-o și doamna Violeta Dinu. Eu nu am calitatea de a face aprecieri referitoare la Bienala Lascăr Vorel din perspectivă artistică, și m-am gândit că ar fi potrivit să evoc în foarte puține cuvinte personalitatea celui care dă numele acestui proiect inspirat, care, iată, a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Și mă va ajuta în acest sens o epistolă pe care pictorul Lascăr Vorel o trimitea în urmă cu 100 de ani, pe 19 decembrie 1913, de la München, fratelui său, farmacistului Constantin Vorel. Această scrisoare face parte dintr-un lot de scrisori care există în patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț, pe care l-am descoperit destul de recent. Scrisori care completează jurnalul care a fost publicat cu sprijinul Fundației Lascăr Vorel. Această epistolă de care aminteam este foarte emoționantă, întrucât pictorul Lascăr Vorel își exprimă în interiorul ei crezul artistic provocat de acuzațiile fratelui său referitoare la situația materială oarecum incertă a expresionistului Lascăr Vorel. Acesta din urmă încearcă și reușește cu demnitate să-și apere vocația artistică. Iată ce scria acum 100 de ani. Dragă Dane, am fost puțin tăl supărat pe tine, nu din cauza idealului tău burghez și a ideilor tale retrograde pe domeniul artei, ci din cauza tonului care domină în scrisoarea ta de la 1 mai. Sunt cei dreptul artist. Aceasta nu mă împiedică însă de a fi un om onorabil, de o igienă sufletească impecabilă. Aptitudinele și structura mea lăuntrică m-au îndreptat de la început într-o direcție antipodică ție, o direcție antieconomică. Fac parte din rasa infirmilor, a acumulatorilor de energie intelectuală-psihică, căci în fond aceasta este esența artei.
Pe o suprafață plană, pictorul acumulează valori sufletești și intelectuale, prinzându-le în ritmuri nepieritoare de linii și culori. Și iată ne ajungi și acum, la punctul unde păririle noastre se despart. Mă rogi în ultima scrisoare să te luminez în privința unor pretinse obscurități din scrisoarea mea, chiar descoperi contraziceri. Comiți greșeala enormă, aproape monstruoasă, de a împărți artiștii în două categorii. Între artiști pentru care arta e un fel de sport, de fotbal, de distracție, și în artiști cu simț comercial, pentru care arta este o meserie care, pe lângă plăcerile creației, le procură și plăcerea burgheză a banului câștigat. Această deosebire pe care o faci tu nu există în realitate. Cineva este sau nu este artist. Dacă este, atunci arta nu va însemna pentru el nici sport sau distracție și nici meserie care să-i procure plăcerea banului câștigat, ci un mod de a se răfui cu viața odată pentru totdeauna în fața neantului și a eternității. Oglindirea sa în oglinda aceea neagră și nepătrunsă. Necontenit străbătut de emoții, artistul simte nevoia de a le fixa în ritmuri. Mereu bătut de viziuni, el le va fixa în graiul mistic al culorilor și al liniilor. De la emoție până la forma ei adecvată, de la viziune până la întruparea ei definitivă într-un sistem armonic de linii și culori, umbră și lumină, un drum lung, întortocheat, o alternare de plăcere și durere. E ușor a face versuri când nimic nu ai a spune, exclamă Eminescu. Tot așa în pictură, e ușor să mă zgâlești la pânze când nu cauți forma predestinată, forma eternă. Când o cauți, atunci lupta e grozavă, o scrâșnire din dinți continuă. Activitatea artistului reclamă o încordare uriașă de putere mentală și nu are nicio analogie cu vreo îndeletnicire sportivă sau distractivă. Și epistola este foarte lungă, spunea el, ceea ce urmăresc este desfășurarea liberă a unui dar natural. Darul de a întrupa în linii și culori lumea sufletului meu, vreau să-l desfășor și să-l desăvârșesc până la marginile posibilului. Urmăresc realizarea unui frumos, cât mai luminos și mai pur, ceea ce urmăresc e arta cea veșnică și sfântă. Este, cred, o epistolă emoționantă și motivantă în același timp. Foarte emoționantă și potrivită pentru acest moment, pentru că spiritul lui Vorel ne-a călăuzit încă de la primele ediții reluate după Revoluție și în felul ăsta am putut de fiecare dată câte o expoziție sau un, mă scuzați, din suflet, mă scuzați, ori i-au fost aduse lucrările pe simeză, ori i s-au publicat jurnalele și uitați acum fără surpriza pe care doamna Mihaela Verzea ne-a făcut-o. În continuare, îl rog pe domnul Ștefan Potop să vorbească din partea artiștilor pe care îi păstorește. În primul rând vreau să mulțumesc Complexului Muzeal Județean Neamț, Fundației Vorel și, nu în ultimul rând, colegilor din Uniunea Artiștilor Plastici și absolvenților care au expus în această a 13-a ediție a Bienalei Lascăr Vorel. Este vorba de 82 de artiști și 120 de lucrări care ar reprezenta conștiința artistică a anului 2013. Cu cât artiștii sunt mai numeroși, cu atât cuprind practic ceea ce înseamnă gândirea și exprimarea artistică a unui moment. Aveam de gând să spun mai multe, dar vorbele o să le las domnilor critici. Eu ce am mai avut de spus, am spus în cele două lucrări pe care le-am expus. Felicitări pentru lucrări, de altfel cred că ați observat și eticheta. Și în continuare îl rog pe domnul Lucian Strochi să comenteze acest eveniment.
Păi, dacă mănușa a fost aruncată, să începem cu Ștefan Potop, să spunem că cutia Pandorei a fost deschisă și a rămas, după cum bine știți, Speranța. Tot acolo asistăm la o înmormântare, dar pe cruce e pus cuvântul Speranță. Interpretați dumneavoastră cum vreți. Cred că Fane Potop s-a gândit sau nu la soarta generală a culturii. Ei bine, deși Violeta se temea foarte tare de ediția 13-a, se pare că ea a fost cu noroc. Un mare popor adoră cifra 13, pentru că, spun ei, 13 înseamnă un ciclu și un început. Iată, și această ediție înseamnă și un ciclu încheiat și un început. De ce spun un început? Pentru că până și Valentin Ciucă, care, vorba ei, a păstorit aici ani și ani de zile, nu și-a putut stăpâni emoția și a spus, citez aproximativ din memorie, iată, acum, Piatra Neamț are un muzeu de artă. Mergeți și vedeți sălile, vedeți cum este organizat, într-adevăr, orașul, cum spunea Violeta, municipiul, cum administrativii se spune, are într-adevăr un muzeu de artă și prezența atâtor artiști din Baia Mare, din Târgoviște, din Buzău, din Bacău, din Iași, de peste, de oriunde, arată încrederea pe care o au în această bienală, a faptului că întotdeauna juriul și-a făcut treaba, a trecut peste orgolii personale, prietenii, coterii, numiți-le dumneavoastră cum vreți, s-a votat foarte cinstit, chiar dacă, sigur, apar unele lucruri surprinzătoare, dar aș vrea să punctez doar două lucruri. Anul acesta am convenit, evident cu Valentin și ceilalți care sper să fie amintiți măcar acum ceilalți membri ai jurului, să acordăm diplomă de excelență. Și am avut două motivații. Prima motivație se referă la faptul că unii dintre cei care primesc astăzi diplomă de excelență au fost laureații edițiilor anterioare. Și atunci trebuia să facem acest lucru. Doi, printre cei evidențiați, nominalizați și într-un fel premiați, se găsesc și tineri. Ori în CV-ul lor profesional, o apreciere ca diplomă de excelență la Bienala la Scărvorel atârnă foarte mult și foarte greu. În rest, ce să vă spun? Aveți și dumneavoastră ochi, vedeți ce lucrări minunate au fost prezentate. Sigur, e foarte greu de perceput o întreagă expoziție până la urmă, pentru că fiecare artist vine cu personalitatea, cu stilul, cu tehnica, mă rog, toate. Nu uitați că mai sunt săli și până la urmă să-i felicităm pe organizatori pentru tenacitate, pentru dăruire, pentru eforturile aproape incredibile pe care le-au depus. Nu e ușor, gândiți-vă numai la un aspect, să pui 120 de lucrări și să le, cum? Să le despachetez, să le împachetez, să, mă rog, e cumplit, așa. Să mulțumim lui Valentin, care, ca întotdeauna, și-a rupt din timpul său ca să vină la Piatra și să ne bucurăm și de prezența sa și de autoritatea critică absolut necesară. Să le mulțumim artiștilor din filiala Neamț și veți vedea că multe, foarte multe nominalizări, ca proporție vorbesc, vin de aici, ceea ce vorbește de o școală de la Neamț, care, sigur, se caută, se regăsește, se va impune cât de curând. Și, în fine, să vă mulțumim dumneavoastră publicului, pentru că artiștii plastici sau de alte soiuri n-ar exista fără un public generos, avizat, fiind cunoscător, chiar dacă de multe ori printre public se ascund confrații. Atât doamna Ionescu, organizator, a spus nu foarte mult. Cred că e excelentă ideea să nu vorbim prea mult, așa că îi dau din nou microfonul Violetei.
Și o să-l dau mai departe doamnei Maria Huminiuc, care are partea cea mai așteptată și de artiști și de public, pentru că deține secretul jurizării. Dar spune un pic, ce-i cu acest secret? În primul rând, membrii juriului care au fost, și o las pe dumneai să-i numească. Bună seara! Am rezistat presiunilor și n-am spus nimănui, martori sunt cei din stată din sală, nici cine-i nominalizat, nu cine a luat premiul. Și să nu credeți că e foarte ușor să reziști unor telefon. Ca să mărim suspansul, întâi voi da citire membrilor juriului, format din domnul Valentin Ciucă, care nu doar că și-a rupt timp domnului, de la domnul Valentin Ciucă, nici măcar nu așteptăm răspunsul da sau nu. Dumnealui este invitat la Bienală ca elementul de continuitate și n-are cum să nu fie aici. Și mulțumesc încă o dată pentru toată înțelegerea și pentru faptul că de ediție de ediție, din 1997, a fost prezent și a jurizat mereu alături de personalități ale lumii artistice bienalele. De ce spun asta? Pentru că e 2013, e a 13-a ediție, e toamnă, ani impar și nu știam cum să facem. Domnul Potop zicea, asta e a 13-a, o mai facem? Norocul nostru a fost că domnul director Gheorghe Dumitroaia ne-a convocat la dumnealui și ne-a spus, trebuie să o facem, haideți să începem. Ediția de anul ăsta e într-un alt format. Să știți că toată lumea poate face mai puțin, dar rezultatele sunt de la ediție la ediție mai bune. Noul format a presupus ca artiștii să-și trimită singuri pe cheltuiala lor lucrările la Piatra Neamț. Noul format a presupus plata unei taxe pentru a fi prezent pe Simeze. Noul format ne-a dus după 31 octombrie, ceea ce a însemnat Bienala de la Piatra Neamț la concurență cu Bienala Internațională de la Arad, care a avut vernisajul pe 15 noiembrie și satisfacția noastră a fost cu atât mai mare cu cât telefoanele de la Cara Severin, de la Alba Iulia, de la Baia Mare, de la Timișoara ne spuneam, azi am trimis pachetul, unul a plecat spre Piatra Neamț, celălalt a plecat spre Arad și acolo a fost taxa de participare și înseamnă că artiștii prețuiesc evenimentul nostru. Alături de domnul Ciucă, în juriu a fost domnul Lucian Strochi, critic de artă, domnul Mihai Chioaru, artist plastic din Bacău, domnul George Zărnescu, sculptor din Bacău și domnul Mihai Panfil, conferențiar la Universitatea de Arte din Iași. Acum voi citi premiile. Marele premiu și e acordat pentru pictură este a domnului Sorin Nicodim din Timișoara, care nu este prezent aici, cu care am vorbit astăzi la telefon. Dacă am fi avut autostrăzi, s-ar fi pornit la drum să ajungă până la ora 5 la Piatra Neamț. Mai mult decât atât, bucuria lui a fost foarte mare pentru că la Bienala de la Arad a primit premiul pentru pictură acordat de UAP din România. Premiul pentru sculptură este a domnului George Sorin Purcaru. Rog pe domnul Purcaru. Bine. Și este premiul acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România. Acum știți, nu mai lucrăm cu numerar, premiile nu mai sunt însoțite de plic, pentru că banii se primesc în contul din bancă. O să
Premiul pentru grafică este acordat domnului Florin Pânzariu și este finanțat de Societatea Petrocart S.A. Așa cum deja domnul Lucian Strochi ne-a spus, frăsuiala jurului ce să facă, că sunt atâtea lucrări bune, atâția nominalizați care au primit punct de la fiecare din membru juriului, cum să ierarhizeze aprecierile. Din 15 autori care au primit nominalizare de la fiecare din membru juriului, au trebuit să pună pe locul 1, 2, 3 cei pe care deja i-am citit și pe următoarele locuri până la 15 sunt cei care dintre nominalizați care primesc diplome de excelență. Domnul Mihai Agape, filiala Neamț. Veniți după diplomă, domnul Agape. Domnul Dumitru Bezem, filiala Neamț. Parcă era domnul Mitic aici. Pictează. Doamna Ofelia Huțul de la filiala Iași. Bună seara și noi mulțumim. Mulțumim pentru efortul celor din Iași de a fi prezenți. Aici. Am o diplomă, mulțumesc. Bun și pentru dumneavoastră la mijloc. E bine așa? Ca să capete greutate. Cum vreți. Mulțumesc. Dați-i cât mai multă greutate și participați la cât mai multe ediții viitoare. Și dumneavoastră. Mulțumesc la toată lumea. Organizatorilor. Am înțeles că printre organizatori, de data asta ne putem considera și noi, vorbesc și pentru dumneavoastră, nu numai pentru cei care ne jurizează, ei trebuie să fie mereu drept și sensibil și atenți pentru calitate. Calitatea în pictură înseamnă altceva decât gândim în fiecare zi. Deci nu aspectul material contează, ci ceea care ne duce spre viitor. Adică să transmitem ceva celor care ne urmăresc, ne vizează în fiecare moment și mai ales tinerilor. Am spus că un premiu mi se pare important ce s-a întâmplat aici. Am fost evaziv în ce privește aspectul acesta. Cred că nu-i bine ce fac. Nu vreau să țin un discurs. Să fim mai atenți cu tineri. Asta m-am dorit și doresc jurilor viitoare. Noi deja trecem în trecut. Deci suntem în trecutul. Viitorul este aproape de noi. Uitați-vă aici. Pare o chimeră, cred că chiar și este. Viitor. Cu respect, mai este o niciucă, îi urez sănătate multă, i-am făcut un portret minor pe care îl va primi muzeul în viitor. Mulțumim mult! Domnul Cristinel Prisecaru de la filiala Neamț, domnul Mircea Răzvan Ceacăru, filiala Neamț, mulțumesc. Doamna Atena Simionescu, care este de fapt laureata de anul trecut a Bienalei, de anul trecut, de la ediția trecută, de acum 2 ani a Bienalei noastre, domnul Sorin Otonjac, tot de la filiala Iași, domnul Aurel Stanciu, filiala Iași, Bacău, domnul Mihail Voicu, filiala Iași, domnul Ștefan Potop,
Și din cauza microfonului am sărit rândul, domnul Dinu Huminiu. Nu-i al 15-lea. Îi mulțumesc mult lui Dinu pentru că a fost alături de noi și mai ales alături de personalul Muzeului de Artă, căruia trebuie să-i mulțumim pentru tot efortul pe care îl presupune realizarea acestui lucru, de la primirea telefonului că au plecat lucrările la Piatra Neamț, vă rugăm să ne confirmați că le-ați primit, până la momentul vernisajului. Mulțumesc foarte mult, Violeta! Fundația Vorel este foarte bucuroasă că șeful secției de artă a Complexului Muzeal Neamț este o tânără mitică, o doamnă foarte tânără și foarte deschisă, mai ales la manifestările de artă plastică. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit. Doamnelor și domnilor, fără îndoială că, din respect față de dumneavoastră, după amiaza aceasta m-am gândit cu drag nu numai la artiștii alături de care am crescut mari, dar și sentimentul că odată ce te întorci acasă, un fel de acasă profund, nu faci altceva decât să vezi în jurul tău orizonturi de lumină și, de ce nu, de creativitate. Pentru că trebuie spus, până la urmă, creativitatea este singurul lucru care spune ceva, nu numai secundei, ci și timpului îndelungat, nu numai unui om foarte instruit, cât și unui om foarte simplu. Mă gândeam că
poate cel mai potrivit lucru ar fi trebuit să fac un elogiu la nivelul artei din Moldova, care este nu numai o dimensiune în plan spiritual bine definit, dar în același timp este o provocare permanentă, iar cel care privește acest spectacol vizual de acum va constata că lucrările care provin din acest orizont cu totul excepțional al Moldovei, există o anumită vibrație impalpabilă, greu de perceput de ochiul lipsit de experiențele, să zic așa, esteticului, dar care categoric au șansa să transmită, poate printr-o sclipire de moment, o atingere de penel, să spună mai mult de cine știe ce compoziții foarte sofisticate. Mă gândeam că, sigur, de la Vorel am învățat enorm din lucrările lui, pe care într-un fel le-am ocrotit în acest muzeu vreme îndelungată, și pentru că vă fac această sugestie, când vrei să afli ceva despre un artist, scrie o carte despre el. Nu are importanță dacă acea carte va fi așa zona genialității, ceea ce se întâmplă mai rar, cum știți, dar al informației și al înzestrării cu acele cunoștințe care îți pot permite să ajungi în zonele eterate, pe de o parte, și în același timp în profunzimile ființei tale interioare. Sigur că un eveniment ca acesta face trimitere la amintiri pe care inechivoc trebuie să le exprimi și să zici la un moment dat: tot mi-am avut noroc în existența mea pentru că am întâlnit oameni cu totul deosebiți. Unul dintre ei este, fără îndoială, domnul Bunghez, care se scuză că a făcut acest gest de a mă încuraja încă de la primele noastre momente de întâlnire, și cred că nu l-am dezamăgit. Pentru că trebuie să vă spun, două premii ale Academiei nu se iau chiar așa de pe stradă și nici la colțul străzii sau la bufetul din colț, unde poți să negociezi cum se negociază în țara asta orice. Cred, măcar am această iluzorie imagine, că sunt autentice. Este suficient să cunoști câțiva oameni, câteva destine, și atunci ființa ta vibrează, își definește un profil uman, și am spus că generozitatea cred că este cel mai nobil lucru. Nu ne costă nimic, ne costă doar să investim în oamenii de lângă noi, să-i credem pe cuvânt, să-i ajutăm atunci când este nevoie și, în general, să ne așezăm într-o ordine de umanitate autentică. Mi-aduc aminte, și știți probabil foarte bine, Goethe, când vroia să citească o carte, se îmbrăca în frac și la pupitrul lui, stând în picioare, putea să imagineze orice orizont posibil al umanului la care el avea acces. Această expoziție, care este copleșitoare prin propunerile artiștilor, indiferent de unde au venit ei, arată și mă confirmă că spațiul de creativitate al Moldovei este unul cu totul de excepție. Eu cred că eternitatea s-a născut la sat, e adevărat, dar cred că s-a născut într-un sat din Moldova, pentru că numai aici poți să întâlnești această generozitate, această naivitate chiar. A fi naiv nu este un lucru neapărat rău. Naivul este mai întotdeauna un fericit sau un potențial fericit. Un om care se întâlnește cu el însuși și cu ceilalți. Chiar dacă pe la colțuri se mai întâmplă tot felul de lucruri contondente sau mai puțin contondente. Eu nu vreau să fac aici o lecție, o demonstrație. Vreau doar să spun că spațiului acesta datorez atât de mult, pentru că într-un fel aici m-am format, începusem destul de bine, grație și unui mare prieten de la București, care s-a prăpădit mult prea devreme, în zona literaturii. Făceam critică literară și era destul de bine primită, și era și un lucru rău, pentru că mai și primeam câteva sute de lei la vremea aceea și, ca un naiv perfect, îmi invitam prietenii, așa zis, și prieteni, la un pahar de vin, și după ce mai beam ceva mai mult,
simțeam cum mă înjurau cu mare dragoste și cu mare pasiune, erau foarte convingători în această atitudine. Spațiul acesta, evenimentul, lucrările, arată că în acest loc este ceva sfințit. Aici, la Piatra Neamț, s-a constituit cu adevărat un pol de intelectualitate, de valoare, de creativitate, la care categoric nu mai avem dreptul să renunțăm sau să facem pași înapoi. Este o șansă de a fi împreună, de a putea să schimbăm între noi cu cuvintele care trebuie, pentru că cuvintele, cum știți, lovesc cel mai tare. Este suficient să nu spui nimic și înțelege fiecare că lucrurile nu sunt tocmai în regulă. Din punctul de vedere plastic, lucrările de aici sunt remarcabile. Premianții, sigur, sunt niște favoriți ai soartei. Sperăm că într-o altă ediție o să fie alți artiști, pentru că este loc sub soare pentru absolut toată lumea. Și un artist mic, din punct de vedere valoric, să zic, el trăiește ca și cum ar fi un geniu. Nu realizează și e frumos așa, să visezi că ai te așezat la masa de lucru cu o bucurie să transmiți ceva cuiva. Altfel n-ar avea niciun sens. Aici și aici, acum, într-un fel, încercăm un fel de sacralizare comună. Ferite, sigur, sunt foarte optimist când mă uit la ultimul drum pe care l-a schițat aici un artist cu mult haz, dar în același timp, sigur că mângâi și cu privirea acestei himere, cum le vedeți și dumneavoastră, care ne dau șansa și speranța că putem împlini lucruri care nu sunt tangibile în fiecare zi. Nu suntem nici Goethe, n-a fost genial chiar în fiecare secundă. A avut și momentele lui mai concrete, mai directe, mai imediate. Dar momentul în care te debarasezi de constrângerile realului, ale imediatului, ale lucrurilor care țin de existența propriu-zisă, îți dă șansa să ai sentimentul libertății. Eu cred că aici noi oficiem un fel de ritual al libertății absolute, fiecare fiind atât de personal și atât de singur, împreună cu ceilalți, încât împreună realizăm ceea ce spuneam atunci, mai devreme, mai înainte, acel coine cultural, acea comuniune care nu are interese, nu are dimensiuni, este doar ca un fel de pulbere azurie, așa, care acoperă universul și ne dă și nouă șansa frumuseții verticalei. Așadar, îi felicit pe toți artiștii aici de față, șansa noastră de a fi împreună aici, de a da, face gesturi simbolice, oferind niște diplome pe care, sigur, le primim cu emoție și cu multă dragoste, pentru că ele sunt o formă prin care cineva dintre dumneavoastră, nu e obligatoriu, chiar toți, să-i spună un fel de mulțumesc, tăcut, dar profund. Tăcut, dar profund. Eu cu siguranță sunt convins că noi aici am realizat această comuniune și artiștii pe care îi veți descoperi, pe fiecare cu palpitul lui vital, cu ceva care îl face diferit de ceilalți. Dar eu personal sunt emoționat de prezența dumneavoastră, vă revăd pe mulți dintre dumneavoastră și mai mult și mai mult aici s-a rectitorit un muzeu care eu cred că va deveni de talie națională. Numai arta este aceea care, cred eu, dă un sens și existenței noastre, dar și bucuriei generale de a fi împreună. Vă mulțumesc! Vorbeam de continuitate și nu e elementul de continuitate, nu e doar prezența domnului Valentin Ciucă aici, mai avem un capăt de pod care ține dreaptă încercarea asta a noastră. E vorba de finanțarea primită ediție de ediție din anul, v-am mai spus, 1997 încoace, deci de 9 ediții încoace, societatea Petrocart finanțează unul din premiile acestei bienale.
Mulțumesc mult domnului Adrian Weiss pentru consecvență și pentru continuitate și inspirat de ideea jurului de a da diplome de excelență, îl rog pe domnul Adrian Weiss să vină să primească din partea noastră această diplomă de excelență. Sunteți siguri că asta nu costă? Doar asta nu costă.